se consideră matricele A mare indice X egal cu X1, 1X, cu X real, matricea unitate și se notează AX la pătrat egal cu AX ori AX, da? Că pătratul matricea AX. Să se detene valorile reale ale numărului X pentru care determinantul lui A indice X egal cu 0. Păi cine este determinantul lui A indice X? Este ăsta minus ăsta, da? Deci este determinantul x1, 1x, adică este x pătrat minus 1 egal cu 0, rezultă x pătrat egal cu 1, de unde x egal cu plus minus 1, adică x aparține, putem scrie așa, mulțimii minus 1, 1, da? Sunt valori reale, e ok. B. Să-ți detene numărul real x, astfel încât ax la pătrat egal cu matricea unitate. Facem ax pătrat. ax da, putem să mai facem și alt, da, în sfârșit. Facem ax pătrat egal cu x1, 1x, puteam și prin determinant să scoatem deja o chestie și anume, uitați ce se întâmplă. Aici facem metoda întâi și pe urmă vedem, da? Ori x1, 1x, dă cine? X pătrat plus 1, urmă x plus x, 2x, 2x și x pătrat plus 1. Ăsta trebuie să fie egal cu matricea unitate. De unde ce rezultă? Am sistemul odată x pătrat plus 1 egal cu 1, da? 2x egal cu 0. Și atât, da? Același x trebuie să verifice. Ia uitați. X pătrat egal cu 0 rezultă x egal cu 0, da? Preverifică și asta. Deci x egal cu 0 și altera. Metoda a doua puteam să fac așa, dar din cauza că avem egalitatea aceasta, hai să trecem la determinant. Asta vine așa, determinantul lui AX totul la pătrat egal cu determinantul lui I care e 1. Cine e determinantul lui AX la pătrat? Este X pătrat minus 1 la pătrat egal cu 1, de unde X pătrat minus 1 este plus sau minus 1. Și am cele două cazuri. Dacă X pătrat minus 1 egal cu 1, rezultă x pătrat egal cu 2x egal cu plus minus radical din 2. Iar dacă x pătrat minus 1 egal cu minus 1, ca să vedeți complicația, de obicei asta ar trebui să iasă mai repede, dar de data asta nu, implică x egal cu 0. Și acum ce se întâmplă? Ar trebui pentru fiecare din valorile astea să-l fac matricea la pătrat, adică să iau matricea, iată, radical din 2, 1, 1, radical din 2, ori la pătrat și să văd dacă îmi dă i. Nu o să dea. Al doilea nu o să dea și doar ăsta o să verifice. Da, așa ne-am aflat în treabă ca să vedem și alte metode. C. Să se demonstreze că ax pătrat egal cu 2x ax plus 1 minus x pătrat plus 1 minus x pătrat ori matricea unitate. Da? Păi cum mi se dă egalitatea, plecăm din partea aceasta. Și atunci plec de la 2x ax plus 1 minus x pătrat ori Băi, am văzut odată o dispută pe tema asta că nu, trebuie să pleci de aici, că de ce? De ce să pleci de aici, că nu știi? Păi, dar nu mi l-ai dat tu să se demonstreze că, autorul când face problema e altceva, pleacă de aici și vede cum să o desfacă, cum să nu știu ce, da? Deci dacă mi se dă o egalitate este reflexivă. Repet, jumătate din profesorii care comentau acolo, nu că nu le-ar da punctajul total la copii, că n-au scris proste. Nu e adevărat, da? Repet, bine, probabil că s-a nimerit jumătatea aia care... Deci în momentul în care ai o egalitate, două afirmații P egal cu Q, pe asta este simetrică, P egal cu Q este același lucru cu Q egal cu P, da? Și atunci poți să pleci din ce parte dorești tu. Și atunci, asta cât este? 2x ori, cine era matricea noastră? X, x1, 1x, x1, 1x. Plus 1 minus x pătrat, ori cine-i matricea unitate? 1, 0, 0, 1. Păi faci cum să mulțește un scalar? Cu fiecare, nu? Deci vine 2x pătrat, 2x, 2x, 2x pătrat. Plus, cum să mulțește cu fiecare? 1 minus x pătrat, 0, 0, 1 minus x pătrat. Și acum le adunăm fiecare cu fiecare. Faci asta. 1 plus x pătrat, 2x și cu 0, 0, 2x și cu 0, 2x, mă scuzați, 2x, așa, și 2x² plus 1 minus x², 1 plus x². Cine este minunea asta? Haideți să o vedem. Ia uitați, x² plus 1, 2x, 2x, x² plus 1, deci asta este ax², da? Deci iată că am arătat că asta egală cu asta. Și asta am terminat problema.